Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, în Evanghelia zilei de astăzi, a demonizaților de la Gherghesa, dacă citim după exegeza Sfinților Părinți, vom vedea că se pune accentul pe demonizare. Dar dacă vom citi dincolo de cuvinte și vom căuta să descoperim esența Evangheliei, o vom putea simplifica într-un mod cu totul aparte. Atâta timp cât nouă credința ne produce defavoruri și lipsuri financiare, Hristoase, te rugăm, pleacă din ținutul nostru. Deci nu era interesantă minunea vindecării și izgonirii demonului din om, ci era mai important și mai trist fapt pentru ținutul și locuitorii acelei zone din Gherghesa, că paguba materială săvârșită, pierderea animalelor care s-au necat în mare, le-a adus daună financiară și nici de cum vreun folos sufletesc. Minunile vin și trec, banii rămân la cec, în bancă, la ciorap și ne asigură viitorul. De aceea este cel mai ușor să fii bogat și mulțumit de sine, este mai ușor să fii bogat și liniștit că nu te doare capul de ziua de mâine, decât să te preocupe problema unei minuni. Intrând în amănuntul legat de demonizare, aici avem de-a face cu o demonizare materială, sau dacă vreți, este o demonizare la nivel intelectual, în momentul în care noi simplificăm sacru și profanul și alegem așa, prea multă rugăciune, prea multă nevoință, prea multă idee de Dumnezeu și cred că ar fi cel mai bine, Iisuse, să pleci din ținutul nostru. Și acel ținut despre care este vorba poate fi satul, casa, familia, respectiv sufletul nostru personal, pentru că rătăcirea cea mai ușoară vine dinăuntru, nu din afară. Nimeni n-a reușit vreodată să smintească pe cineva în ale credinței pe cont propriu. Cine s-a smintit, s-a smintit el personal. S-a gândit așa, prea mult post, prea multă rugăciune, prea multă osteneală, prea multe reguli, trebuie să-mi fac o religie și o credință a mea, trebuie să-mi fac un Dumnezeu al eului meu, care vine din iubirea de sine, și atunci am rezolvat problema. Intrând pe linia demonizării sufletești, adică ceea ce ține numai de suflet, aici putem întâlni două lucruri distincte. La Marcu și Matei mai întâlnim un caz, deci o să vedeți un caz foarte aparte în care spune așa: de multe ori îl aruncă în foc, de multe ori îl aruncă în apă, de multe ori îl trântește la pământ și scrâșnește, face spume, și de multe ori cade ca mort. Deci iată un mod de manifestare a demonului. Este din Evanghelia Duhului mut și surd. În Evanghelia de astăzi, cei care au ieșit în întâmpinarea lui Iisus erau demoni de altă factură și lucrare a întunericului. Aceștia umblau goi, stăteau prin morminte, rupeau lanțurile cu care erau legați câteodată și în plus de atâta, nu știu dacă la evanghelistul de astăzi, dar unul dintre evangheliști relatează același caz despre demoni, reprezentând tot demonizația de la Gherghesa sau izgonirea demonului din omul demonizat și spune așa: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, nu ne trimite mai înainte de vreme în adânc, adică în iad. Deci iată, avem de a face cu un drac pitonicesc sau un teolog al iadului care vrea să facă din Iisus o victimă a părerii de sine și a mândriei și de a-l arunca în fața umanității și a celor din jurul lui, a ucenicilor și cei care îl ascultă, pentru a-i descoperi adevărata identitate, pentru că așa arată Sfinții Părinți. Dacă diavolul ar fi știut că se luptă cu Dumnezeu, niciodată nu s-ar fi împotrivit planului învierii. Dar el întotdeauna s-a luptat știind că se luptă cu
fiul lui Iosif și al Mariei din Nazaret. Și atunci, sigur, ultima scrâșnire a diavolului și ultima zvâcnire mizerabilă a lui a mai avut loc o singură dată, chiar la cruce. De ești tu, fiul lui Dumnezeu, mântuiește-te pe tine cum i-ai mântuit pe alții. Deci fiți atenți, nu izbăvește-te sau vindecă-te. De ești tu Fiul Dumnezeu, mântuiește-te pe tine cum i-ai mântuit pe alții. Deci l-a aruncat dincolo de ceea ce mintea poate cuprinde, eliberarea sufletului de păcat. Sau de ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce. Aici Iisus n-a răspuns, ci a tăcut de fiecare dată și a certat demonul zicându-i să iasă și să plece. De ce s-a ales în Evanghelia de astăzi ca demonii să intre în porci? Părerile sunt împărțite. Unii au spus pentru că iudeii n-au voie să mănânce carne și cresc porci. Și e un păcat. N-avea nicio treabă. Putea să fie și acest punct de vedere. Alții că fiind iudei și porcul fiind un animal cu copita despicată, dar spurcat că nu-i rumegătoare și nu era animal de jerfă, iudeii ar fi greșit călcând păcatul și au crescut porci chiar comercializându-i altor nații de oameni care mâncau carnea de porc și era căutată. Dar, după părerea Sfântului Ioan Gură de Aur și a lui Teofilact al Bulgariei, se spune că motivul pentru care Hristos a lăsat ca diavolii să intre în porci a fost unul cu totul aparte. A vrut să demonstreze umanității și ucenicilor câtă furie are diavolul pe creația văzută a lui Dumnezeu. Deci asta era esența. Și dacă omul avea un suflet și trăia sub pronie și era ocrotit de harul Duhului Sfânt să nu fie chinuit mai mult decât vrea demonul. Pentru că ceea ce vă relatez eu nu e o întâmplare. Mă duc și deschid patericul și vă arăt ce spune un avă Ishirion, mi se pare. S-a dus la un demonizat și a spus, te blestem, te leg să ieși și să pleci. Și diavolul a întrebat, și unde vrei să intru? Și pusnicul i-a spus cu o smerenie deosebită, intră în mine. Și l-a chinuit pe acel pusnic vreo 10 ani de zile. Iar el tăcea și răbda în smerenie și se ruga și într-o zi diavolul a început să plângă. Deci fiți atenți. Și la care pusnicul îl întreabă, dar de ce te întristezi întunecatului? Ce ai pățit? Păi aș vrea să plec. Dar ți-am spus eu să nu mai stai? Și l-a ars pe diavolul și dus a fost. De ce? A simțit diavolul că nu este lucrarea lui într-un suflet care este curat și este a lui Dumnezeu. Și de ce am atins punctul acesta? Am atins punctul acesta pentru un motiv anume. Noi creștinii de rând care suntem astăzi în biserică sau prin alte biserici ale orașului sau parohii, obișnuim să spunem, părinte, cineva mi-a făcut de rău cu diavol, mi-a făcut farmece, mi-a făcut de scântece. O fi adevărat și nu vă contrazic. O fi cum spuneți și n-am de un să știu. O fi cum credeți și nu pot ca să confirm. Dar știu un singur lucru, că dacă omul este curat sufletește și este spovedit și împărtășit, în inima lui își face să lași Hristos. Și de unde știm aceasta? Din Evanghelia de la Sfântul Maslu. Păsările cerului, adică gândurile, și vulpile, adică vicleniile noastre interioare, au cuiburi. Dar fiul omului n-are unde să-și plece capul. De ce? Pentru că inima noastră este sălașul răului, nu a îngerului, nu a lui Dumnezeu. Pentru că noi chemăm patima și o încurajăm ca să se cuibărească în noi. Noi urâm, noi dușmănim, noi fumăm, noi bem, noi desfrânăm, noi hulim, noi înșelăm, noi ne răzbunăm, noi turnăm, noi băgăm în pușcărie, noi facem rău. Sau ne facem rău. Și atunci, sigur că diavolul găsind un teren fertil, seamănă neghină cât poate de mult.
Pentru că are două șanse ca să o seamene. Pământul este pietros, este nearat, e bătătorit, e drum de atâtea patim trecând diavolul permanent pe el. Alteori găsește numai spini sau găsește secetă și sămânța doar încolțește și se usucă. Lipsa cuvântului lui Dumnezeu. Lipsa prezenței în biserică, lipsa prezenței la spovedit, lipsa prezenței la împărtășit, lipsa prezenței la rugăciune, lipsa prezenței la Sfântul Maslu, lipsa prezenței la Euharistie și la dezlegarea păcatelor și atunci sigur că el are un teren propice. Ei, iată, aceasta este prima demonizare. Demonizarea spirituală, ea începe între două extreme. Ateismul sau negarea existenței lui Dumnezeu și mulțumim lui Dumnezeu că timp de 50 de ani sub regimul sovietic-comunist am avut suficienți atei care au demonstrat cu cărți scrise inexistența lui Dumnezeu până la ajungerea pe lună a cosmonauților care îl căutau pe Dumnezeu în spațiu interstelar dedicat cu precădere dracilor de către Dumnezeu când i-a aruncat de dincolo de cerul de foc din cetele ierarhice slujitoare. Și a doua extremă, erezia. Cealaltă extremă a demonizării, pierderea Duhului Sfânt. Dacă un ateu se poate îndrepta la dreapta credință și primește pe Dumnezeu prin părerea de rău, Doamne, iartă-mă, nu mi-am dat seama, am fost tânăr, că așa spun și oamenii la spovedit. Părinte, așa a fost regimul, n-am fost dus la biserică, n-am știut, dar rău n-am făcut. Deci măcar au împlinit porunca cea tainică care spune Apostolul Pavel în Faptele Apostolilor și în Epistole. Păgânii nu au lege, dar fac din fire ale legii, adică s-au născut cu omenie. Ei, același lucru a fost valabil și pentru credincioșii noștri care n-au avut contact cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar au avut fapta bună și atunci, acum punând credința alături, acele fapte au devenit valide și Dumnezeu nu se supără pe ei. În extrema cealaltă, deci de demonizare spirituală, erezia. Acolo omul este deja periculos și este mai mult decât periculos. Pentru că aici ai de-a face cu trei feluri de oameni. Primul fel de oameni sunt eretici, materialiști, care îl izgonesc pe Iisus exact ca stăpânii porcilor. Pleacă că ne-ai omorât animalele și am muncit o vară degeaba să le creștem, să le comercializăm. Așa? Porcii reprezentând patimile grosolane și mizerabile. De ce îi spune porc? Să bagă în glod. De ce îi spune la om, bă, ești un porc? Pentru că faci păcate porcești, mizerabile, adică nu ții cont de conștiință. A doua categorie de oameni sunt oamenii care nu s-au regăsit în taina ortodoxă și ei singuri spun aceasta. Dom'le, m-am rugat, am cercetat, am citit, m-am străduit. Nu am folosit nimic, deci pur și simplu n-am simțit nimic, am fost zero. Ei, pentru aceștia Dumnezeu mai intervine și lucrează prin anumite revelații personale sau semne pe parcursul vieții. Noi nu le știm. Unul mai are un vis, unul mai are o întâmplare, unul mai are o arătare, o auzire, un contact cu o persoană poate mai puternică sau mai dominantă ca el și atunci poate să-și schimbe din acest caracter. Noi nu știm. Important este că pe zi ce trece, important este că pe zi ce trece, biserica își face această misiune de a scoate ignoranța sau necunoștința din mintea omului prin punerea la dispoziție a ceea ce se cheamă material religios. Carte, emisiuni, ați văzut acum programe și de televizor și de radio, numai să vrei să asculți. Dar mai mult decât atât, ne pune la dispoziție preoți, slujitori și duhovnici, atât în parohii, atât cât și în mănăstiri, prin care oamenii pot lua contact cu problemele lor sufletești și evident că venind la mănăstire vii să faci un pomenic, să găsești servici, dar vorbind cu preotul scapi din una în alta și îți mai pui vreo întrebare și mai pleci acasă cu un răspuns la care nu te așteptai. Vă lasă cuibărește în inima ta și încet, încet încălzește frământătura sufletului tău și aprinde scânteia credinței. Dar la a treia categorie de oameni, aici lucrurile se împart cam în două direcții. Sunt zeloșii
și fanaticii care încearcă credința lui Dumnezeu ca să o verifice material, adică fizic, și când deschid patericul, mă duc la Ava Filimon, un mare om al pustiei care avea duhul discernerii, și un ucenic anume venise la el și a spus așa, știi Ava, zice, eu m-am rugat lui Dumnezeu și am dobândit puterea de a trece prin foc și a nu mă arde. Poate v-am mai spus-o vreodată. Și Ava i-a spus, și ce-ți folosește asta? Păi zice, mulți frați se miră văzând puterea mea de lucrare duhovnicească și că ei n-au ajuns la această măsură. Deci el deja se credea undeva superior, iar ăia se credeau deja undeva inferior, că nu puteau face asta. Și Ava îi spune, lucrul acesta nu folosește, frate. Sfatul meu este aceasta, să o păstrezi ca pe o taină a sufletului tău și să o folosești când va fi vorba de vreo lepădare de credință sau de vreo mărturisire forțată prin constrângere. În restul, fii normal, ca toți ceilalți. Și a spus, nu Ava, pot să-ți demonstrez să te convingi. Și a făcut un foc acolo în fața bătrânului și când era jăraticul mai mare, s-a descălțat și a început să treacă cu tălpile. Deodată, dar fără să vadă el, bătrânul a binecuvântat focul de 3 ori și a zis o rugăciune lui Dumnezeu, probabil, Doamne, depărtează duhul mândriei sau a înălțării minții, a cutezanței, a bizuinței, că sunt atâtea păcate subțiri filocalice care ne stăpânesc mintea. Și în clipa aceea, când s-a fript, a zis, văleu, ce se întâmplă? Și bătrânul i-a spus, de-abia acum ești la măsura la care ești. Adică asta ții măsura, nu te prosti. Ei, același lucru îl întâlnim și noi la ortodoxi. Părinte, am făcut canonul care mi l-ați dat, am mers la biserică, am postit și tot n-am rezolvat nimic. Așa este. Deci, ai postit, te-ai rugat și n-ai rezolvat. Ce trebuie să înțeleg eu de aici? Pot înțelege așa, că ce am cerut nu mi-e de folos, ce am cerut încă n-are motiv Dumnezeu să-mi dea, 3, poate încă nu merit, și 5, vrea să vadă Dumnezeu dacă stăruiesc în lucrul respectiv. Asta e povestea. Tot de aici v-am spus că se desprinde latura cealaltă. Deci mai e o categorie în aceasta a treia. Deci cei care în momentul în care n-au avut folosul cugetat sau așteptat din doctrina și din formarea lui sufletească ca credință ortodoxă, devin factorii impulsioniști și principali ai denigrării credinței ortodoxe în momentul în care au pășit în sfera sectelor sau arătăcirilor sufletești. Și de ce? Ei explică. Părinte, dar mie îmi spuneți, eu nu știu cine eram înainte de a merge la pentecostali, jehoviști, baptiști, evangheliști, adventiști sau la ce s-a mai dus el? Păi eu, părinte, să vă spun, fumam, beam, curveam, eram rău, mă băteam, făceam cu tare, cu tare. Da, și acum care-i treaba? Păi zice, acum niciuna de astea nu le mai fac. E evident, dragul meu. Sigur că da. De ce te-ar mai chinui dracul cu patim fizice când el te-a câștigat spiritual? După ce ți-a dobândit sufletul și ai pierdut Duhul Sfânt, de ce să te mai chinui el cu patima băuturii și a fumatului, care tot au scopul de a depărta Duhul Sfânt din om prin puterea lor lucrătoare. Că omul când bea în jură sau ucide sau bate sau face rău sau culește, când fumează și strică sănătatea, e sinuciderea lentă, sau când bea peste măsură și se omoară, e tot o sinucidere, și atunci dracul aici câștigă teren. În momentul în care tu deja ai înaintat în sfera sectei, dracul ți-a ridicat patimile să crezi că ai sporit. Și știm acest lucru, de unde? De la stareții de la Optina, respectiv starețul Leonid, care ajunsese la un moment dat să audă că în zona respectivă a mănăstirii de la Optina, unde își petrecea el viața, respectiv de la chilia lui la o distanță oarecare de 10 de kilometri, exista un așa zis creștin pustnic vestit, care avea viziuni și vorbea cu îngerii, avea descoperiri revelate de sus, și oamenii mergeau la ei ca la el ca la un miracol. Și a zis starețul Leonid, trebuie și eu să mă duc într-o zi să văd ce duh veghează asupra acestei lucrări. Și și-a luat o traistă săracă, și-a luat un toiag în mână, și-a mers până la chilia respectivă.
Și când a ajuns acolo, l-a întrebat pe pusnicul respectiv: frate, cum se petrece taina descoperirii? Cum are loc? Păi zice, se coboară deodată un porumbel, începe, zice, să vorbească, eu ascult cu urechile minții și apoi spun oamenilor. Zice, n-ar fi bine înainte de această revelație pe care o aveți prin arătarea porumbelului să faceți niște rugăciuni mai puternice, bazate pe psalmi și pe isihia minții, pe mistica interioară, pe rugăciunea lui Iisus, să fiți siguri că porumbelul este cu adevărat divin? Bagă de seamă, călugăre, nu ești aici să-mi dai sfaturi. Tu ai venit să te folosești, nu să mă sfătuiești. Starețul Leonid s-a însemnat cu semnul crucii, l-a binecuvântat și pe el și a cerut scuza de rigoare și a spus la plecarea din mănăstire: să aveți grijă cu pustnicul vostru, pentru că pe mine mă cam frământă modul lucrării lui duhovnicești, dar deocamdată până la împlinirea unor realități nu mă pronunț. Stau în tăcere, să ne rugăm. Și după o vreme, în urma unor revelații, pusnicul s-a sinucis, s-a spânzurat. Citiți starețul Leonid de la Optina. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că în momentul în care te-ai întâlnit cu un sectar, îi dai bună ziua și ai plecat. Nu stai să faci cu el politica dogmelor. Dar în momentul când te-ai întâlnit cu un ortodox plecat la secte, ăla știe să te bârfească și te spele din cap până în picioare. Pentru că el, stând în biserică și cunoscând anumite neputințe sau mărunțișuri sau auzite sau văzute sau adevărate sau inventate sau confecționate, ăla știe unde să te lovească. Popii strâng bani, popii fac așa, călugării fac așa, episcopii fac așa, aia fac așa, ăla face așa, ăla face așa. Dragă, dar tu cum faci? Faci ce spune Ioan Evanghelistul. Cine judecă pe aproapele înaintea lui Dumnezeu, mai înainte de vreme, antihrist este. Deci, vezi, tot demonizare spirituală, tot drac ai în tine. Deci, dacă n-ai avea drac, ai spune, frate, eu m-am dus de la ortodox că-s mai păcătos ca ei și caut o cale mai înaltă de mântuire. Mă rog la Dumnezeu să-mi ajute. Dar nu. El își ia reper pe cei din jur. Ăla a făcut așa, ăla a făcut așa, ăla a făcut așa. Dar tu ce ai făcut? Tu în loc să-ți vezi păcatele tale, ai văzut păcatele lor. Și Ava Clement, din pustie cu Macarie, nu știu care, dacă egipteanul sau alexandrinul, sau de ce vă spun lucruri din astea? Astea țin de altă structură. Deci nu e o predică cu povești nemuritoare. Chiar dacă vă foiți de pe un picior pe altul, mai e un pic. Mergând și întâlnindu-se în pustie, au făcut un fel de consiliu din acesta duhovnicesc să vadă măsurile înalte ale marilor trăitori. Și unul din vârfurile povățuitoare ale pustiei a spus: eu cred că cea mai bună măsură este să nu judecăm. Și Ava Clement a spus: da, e o măsură, dar nu pot să spui că e suficientă. A venit un alt Ava și a spus: eu consider ceva și mai important. Când vezi pe cineva greșind, întoarce capul sau pune mantia și acoperă păcatul fratelui. E și asta o măsură, zice, dar n-aș crede că e suficientă. A venit un al treilea și a spus: uite, eu dacă aș vedea pe doi păcătuind, aș spune în mintea mea: a, nălucire de la diavol, doi snopi de grâu unul peste altul. Și Ava Clement a spus: da, e o măsură și asta, dar nu desăvârșită. După părerea mea, frații mei, atunci când mintea ta este în cer și în inima ta stă singur Hristos, adevărata măsură este nici să nu vezi pe cel ce păcătuiește, că nu e în măsura ta să-i cântărești greșeala. Lasă să-l vadă cel ce l-a creat, că el își cere măsura judecății și a iertării. Și atunci toți s-au mirat de această măsură. Ei, până nu vedea ce se întâmplă în ograda aproapelui, trebuie să mai treacă timp și osteneală și rugăciune.
Dar până a ne curăți noi de această demonizare interioară, care înseamnă grija de aproapele sau de păcatele lui, aici este o luptă asiduă și înseamnă încă mătănii, încă rugăciune, încă maslu, încă dezlegare, încă împărtășanie, încă spovedanie, încă citire de cărți aghioritice, adică de vezi de sfinți. De ce? Ca să ajungem să înțelegem că ortodoxia este un exercițiu de alergare spre cer, nu spre biserică, spre preot sau pe pământ. Nu. Deci eu nu la biserică alerg, la casa lui Dumnezeu. Mă duc acolo unde e închis Duhul Sfânt. Nu spre preot alerg, spre Sfântul Altar, spre locul unde preotul coboară Duhul Sfânt. Eu nu alerg spre omul care poate greși, ci alerg spre cel care mi-l pune pe Dumnezeu în gură. Deci asta este măsura alergării, spre cer. În momentul în care vrem să clasificăm altfel de demonizări, aici mai putem avea așa, demonizarea trupească, care poate fi de natură pătimașă, și aici avem răspunsurile clare. Deci nu exagerăm și nu excelăm în a discuta. Părinte, nu mă pot lăsa de băut. Deci iată, demonul beției. Părinte, nu mă pot lăsa de fumat. Demonul sinuciderii de bunăvoie. Ați văzut, până la urmă, tot taina lui Dumnezeu. I-a obligat legea pe nebuni, care fac țigări, să scrie pe ele. Tutunul dăunează grav sănătății. Foarte bine că scrie. Știți la ce ne ajută acea frază? În Evanghelie, este un verset la Evanghelia lui Marcu și Matei, se citește Miercurea la mucenici și spune așa: de n-ați fi știut, păcat n-ați avea, dar acum n-aveți răspuns la păcatele voastre. Deci când vom trece la vama fumatului și a băutului în exces, care au murit de băutură și de țigară, cu cancere, cu plămâni terminați și cu silicoze și cu asmuri și cu caverne și cu TBC-uri și cu din aia la alte, cum se mai cheamă, mai este o boală urâtă a plămânului, tuberculoză, va spune Dumnezeu: tu de ce ai murit de tuberculoză? Păi Doamne, eu am fumat cam un vagon de țigări. Vai, săracu, și n-ai văzut ce scria pe pachet? Pa, Doamne, am văzut, dar dacă nu m-am putut lăsa, îmi pare rău, frate, mergi cu frații tăi care i-ai slujit. Deci, vedeți? E pentru noi, aceea e o frază profetică. Tutunul dăunează grav sănătății. Deci, atenție, nu te depărta de Dumnezeu, așa se tâlcuiește în termen spiritual. Desfrânații, la fel. Părinte, nu mă pot lăsa de curvărie. Demonul desfrâului. Deci acestea sunt demonizări trupești. Urmă este demonul mâniei când lovești, demonul uciderii, a crimei și așa mai departe. Deci acești demoni îi cunoaștem și îi vedem. Ne luptăm cu ei direct și la obiect prin sfătuirea cu preotul, cu duhovnicul, cu poliția, cu penitenciarul și așa mai departe. Depinde cine are puterea asupra noastră. După această demonizare, după demonizarea trupească, mai este și demonizarea minții și sufletul nu va fi demonizat niciodată, el e curat, el se chine acolo în trupul demonizat. Este această demonizare slobozită de la Dumnezeu prin chinuirea trupului de către diavol, despre care se vorbește astăzi și v-am spus și la începutul Evangheliei, la Duhul Mut și Surd, în care Dumnezeu îngăduie anumitor oameni să fie chinuiți Din două sau trei motive. Unu, să vadă alții de ce e în stare dracu când te chinuie. Și doi, să vadă oamenii că o făptură atât de frumoasă creată de Dumnezeu poate fi lăsată spre bătaie de joc diavolului. Dar și aici, la demonizări, trebuie să avem anumite rezervări. Rezervări din punct de vedere ce? Medical. Și pentru că sunt capete care știu ce înseamnă, amintesc doar atâta. N-am putea spune că epilepsia e un mod de demonizare, dar e o îngăduință de la Dumnezeu și este o boală care vine din minte. Deci ceea ce înseamnă că undeva Dumnezeu este supărat pe intelectul și rațiunea noastră și a slobozit această neputință. Acel demonizat care se trântea și scrâșnea și cădea jos și făcea spume și îl înțepenea, era asemenea acelui demonizat care are duhul epileptic.
Și aici se recomandă cu precădere maslu și împărtășanie și rugăciuni la greu și nu trebuie să vă spun eu, cei care sunt sau nu sunt la biserică, știu cazuri care în momentul când au început să-și facă tratamentul medicamentos, o viață super ordonată, împărtășit și spovedit, boala a încetat. Și eu m-am mirat și ei s-au mirat. Zic, părinte, nu s-a mai întâmplat. Slavă ție, Doamne! Ei, vin bolile de sindrom neuronal, deci de psihiatrie, delirul, discordanța, schizofrenia, delirul mistic, adică când omul începe să spună, ați văzut dacă circotești din acestea, văleu, mă arde, nu pune tămâie, văleu, nu da cu aghiazmă, ăla nu-i drac. Ăla e îngăduit de un drac ca omul să fie păpușa diavolului și să facă acel circ. În calitate de preot, și în calitate de slujitor, în momentul când te rogi pentru un asemenea om, tu nu conversezi cu diavolul. Iar aici, la aceste boli, se recomandă tratamentul medicului cu precădere și obligațiune, privarea de excese din acestea care dereglează sau agită țuica, alcoolicele, fumatul, ciocolata, cafeaua, toate care au efectul acesta asupra psihicului, a creierului, a neuronilor. Și dacă viața este ordonată, ordonată, atunci boala se ameliorează și omul devine sănătos. Și lucrurile nu trebuie să le spun eu, poate ați avut rude, cunoștințe, prieteni care au stat o vreme prin Spitalul Universitar 9 sau 7, cum se cheamă aici la noi, Socola, și după tratamente îndelungi și-au revenit, n-au fost în total vindecați, dar ameliorați în așa măsură, încât sub tratament și sub o viață ordonată și sub rugăciune și biserică și împărtășanie, au fost familiști și-au crescut copiii, au ajuns și bătrânețea, au murit normal și-au trăit normal. De ce v-am explicat aceste lucruri? Și biserica trece printr-o criză de aceasta de factură intelectuală când este vorba de anumite discernere ale bolilor de demonizare. Sunt tot felul de preoți, nu mă interesează numele lor și nici nu vreau să-i cunosc, care vin și spun, aveți farmice, scoate-i-le, Domnule, dacă le vezi, aveți argint viu, extrage-l, Domnule, dacă l-ai văzut, aveți demon, scoate-l, Domnule, dacă îl știi cum arată. Dacă el vine prost și stresat și obosit și încărcat negativ și tu vii și îi spui aceeași porcărie și îl încarci și mai mult și ăla în loc să ducă acasă liniștit că n-are nimic sau că se va face sănătos, el merge cu ideea că dracu-i în el, că vraja în el și îi mai spune și prostii din astea. Vezi, cum te împaci cu mama, cum te împaci cu tata, da cu frații, da cu vecinii, ca să-l mai pună în vrajbă, are dracu o teorie și o structură de a lucra. Nici SRI-ul nu lucrează așa. Deci, nu-i de ajuns că ești neputincios, nu-i de ajuns că ești incompetent, psihic și mental sau intelectual, ca să cunoști lucrarea lui Sarsailă, ci te mai pune și în factura de a te certa cu cei din jur și ai urât sub pretext că de acolo ar veni rău. Și eu le spun, părinte, știți, am descoperit, am fost la nu știu unde, mă rog, tot felul de nume și de localități, și mi s-a spus că mama mi le face. Se prea poate, zic, dacă așa a văzut, băgați psaltiri la greu. Vedeți, 3 psaltiri în 40 de zile. Că zic, băi, dacă o să-i dau să citească psalmi, se detașează psihic, are canon. Dacă mama îi le face, mama îi le face, eu știu de unde vin. Și atunci, acestea nu fac altceva decât să sporească inconveniența. Și de unde știm lucrul acesta? Nu vi-l spun de la mine, mă justific în Sfânta Scriptură. Învățătorule, ucenicii tăi n-au putut nimic să facă. Și Mântuitorul îl întreabă, dar tu crezi că eu pot face aceasta? Da, Doamne, cred, ajută-ne credinței mele. Și în clipa aceea, Mântuitorul spune un cuvânt celebru rămas până în zilele noastre. Acest soi de draci nu se scoate prin scamatorie, nu se scoate prin molifte,
Nu se scoate prin rugăciuni citite plin de sine și de slavă de șartă, eu am harul și fac ce vreau cu el. Nu. Mai iese cu post și rugăciune. Postul trupului bolnavului, postul trupului semenilor din familie, postul trupului preotului care citește, rugăciunea celui bolnav, rugăciunea celor din familie, rugăciunea celui care citește, rugăciunea celor care ascultă, pentru că de este cineva bolnav, să cheme preoții bisericii, să-l ungă cu un de lemn sfințit și să facă rugăciune pentru el. Pentru că, spune acolo în taina Sfântului Maslu, uite, asta predică trebuia să vă țin miercuri, când a vorbit părintele care a vorbit. Pentru că Tu, Doamne, ne-ai lăsat nouă nu numai prin sângele și trupul Hristosului Tău, ci și prin un de lemn sfințit în semnul crucii să depărtăm bolile și neputințele. De ce? Că în rugăciunea de împărtășanie, la canonul de împărtășanie, spune acolo frumos, acum într-o zi știind că vin demonizații de la Gherghesa, citeam cu atenție canonul de împărtășanie și căutam două, trei replici din acestea dogmatice din rugăciune, care s-ar potrivi pentru duminica la predică. Ce verset cade mai bine pentru bolile acestea sufletești? Și găsesc la un moment dat, da, cine îl știe și l-a citit, își poate da seama. Doamne, dă-mi putere să gust sângele și trupul Tău spre izbăvirea și curățirea bolilor celor de multe feluri care nu se văd, dar stingheresc neputinciosul meu suflet. E acolo textul băgat în rândul rugăciunii respective. Și am zis, Domnule, asta-i. Deci împărtășania scoate un anumit fel de boală, Maslu un anumit fel de boală și Duhul Sfânt prin sfințirea în semnul crucii alt fel de boală. Dar important este că pleacă de la vindecarea minții până la a trupului. Ca să fie celor ce se vor gusta de izbăvirea de toată neputința trupească și sufletească. Și ultimul mod de a scoate dracii, că aici vreau să ajung și cu asta am încheiat, astăzi a fost mai greuț o leacă, spune așa, că Sfântul Antonie avea un ucenic prost. Ăștia l-au motivat în cărțile mai noi Pavel cel simplu. Nu, el era Pavel cel prost. S-a însurat, femeia îi făcea figuri, i-a lăsat averea și casa și a luat traista și a plecat în pustie. A ajuns la ușa Sfântului Antonie și a zis, vreau să mă fac călugăr. Bine, așteaptă afară. După 8 zile sau 6, când deschide Sfântul Antonie ușa, îl găsește la ușă. Ce-i mă cu tine? Vreau să mă fac călugăr. Bine, hai înăuntru. Hai să mâncăm. Antonie și-a pus trei pesmeți, un pesmet, lui Pavel i-a pus trei. Antonie a mâncat un pesmet, Pavel un pesmet și da, nu-i mănânci pe toți? Păi nu, că vreau să mă fac călugăr. Da, dar tu încă nu ești. Da, dar vreau să mă fac. Și a spus, bine, vrei să te faci, am să te supun altui test. Asta a gândit bătrânul în minte. I-a dat alta și ciocanul, i-a dat o trăistuță cu pesmeț și i-a spus, mergi pe direcția asta în pustie, că îți dai de un bolovan mare puternic și unul mai mic. În ăla mai mare să-ți faci chilie. Trecând vă câteva luni, bătrânul a zis, ăsta cred că de mult a fugit, numai prin pustie. Când s-a dus acolo, el cioplea deja la a doua chilie. Și a zis, dar ce faci? N-ai mai venit după sfat și învățătură? Păi nu, Ava. Mi-am găsit liniștea, am dobândit rugăciunea, am încercat să nu calc cuvântul Tău și fără blagoslovenie n-am mâncat și n-am băut. N-am mâncat și n-am băut. Și când s-a uitat Antonie, traista era aproape cu cât plecase de la chilie. Dar o chilie era gata și acum o săpa pe a doua. Și a întrebat, dar de ce faci două chilii? Da, dacă vine unul mai neputincios ca mine și nu o să poate, să o găsească gata făcută. Deci iată bunătatea din om. Iată harul care deja lucra. Iată relația aia de care spune Hristos, să vă iubiți unii pe alții cum eu v-am iubit pe voi. Să avem noi nădejde cât să iubesc ortodox și dau pe afară. Ei, în momentul când i-a adus demonizatul, Pavel cel prost a ridicat mâinile la cer și a zis, pentru rugăciunile starețului meu, Antonie, ieși din sufletul acesta și nu-l mai chinui. Și dracu i-a strigat, n-am să plec!
Antonie scoate dracii cei proști. Dar eu sunt un drac deștept. Când a auzit Pavel lucrul ăsta, a zis, opa, eu am săvârșit o greșeală. S-a suit pe o stâncă, a ridicat mâinile la cer, a stat în arșița soarelui și în sete și în foame, nemâncând, nebând, nedormind, și spunea mereu așa, pentru rugăciunile starețului meu, Antonie, izbăvește pe robul tău acesta. Pentru rugăciunile starețului meu, Antonie, Doamne, să Hristos, să izbăvește pe robul acesta. Și la un moment, diavolul s-a enervat și cu atâta furie a ieșit din om și a plecat. Și ca să-l arunce în mândrie, îi spune lui Pavel cel prost, să știi că numai tu poți scoate diavolii deștepți. Da, cu rugăciunea starețului meu, Antonie. Deci, vedeți, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul Duhului Sfânt, cu post și cu rugăciune, vom lăsa porcii în cetate, nu ne va interesa dacă diavolul intră sau iese din ei, pe noi ne va interesa un singur lucru. Dacă Hristos poate rămâne în ținuturile noastre și dacă cu adevărat vrem să-L primim, să primim acea rugăciune cu inimile deschise, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Amin.